Într-o lume frământată, salutul meu pentru voi în dimineața aceasta este pacea Domnului. Aș vrea să citesc câteva cuvinte pe care le găsim în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 22, începând cu versetul 14. Evanghelia după Luca, Sfânta Evanghelie după Luca, citim din capitolul 22, începând cu versetul 14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Vă invit pentru moment să luați loc. Aș vrea să vă amintesc ceva special cu ocazia cinei pe care Domnul Iisus a instituit-o împreună cu ucenicii săi. În primul verset din pasaj pe care l-am citit, textul ne spune că Iisus a instituit cina Domnului când a venit ceasul. Și este foarte important să înțelegem că Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare, ci pentru Dumnezeu toate lucrurile au o vreme. Și Dumnezeu a instituit această sărbătoare, acest eveniment la care participăm, fiind onorat de Dumnezeu să putem participa la cină la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Însă mai este ceva care găsim în textul acesta și care aș vrea să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și aș vrea să ne uităm prin pasajul acesta la inima Domnului Iisus. Domnul Iisus în versetul 15 spune: am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Totdeauna participarea la masa Domnului este un moment de cercetare. Este un moment în care ni se cere de către biserică, dar de către Dumnezeu, să facem liniște în inima noastră și să avem un moment de cercetare între noi și Dumnezeu și să ne punem întrebările de rigoare, să ne cercetăm viața și astfel să participăm la masa Domnului fiind cercetați. Dar faptul că poate uneori viața noastră nu corespunde cu standardele lui Dumnezeu, faptul că au avut loc în viața noastră lucruri cu care uneori poate nu ne mândrim, s-ar putea întâmpla să fie gânduri ascunse ale inimii noastre. Și când vedem toate acestea privind în viața noastră, să nu avem toată libertatea să ne apropiem de cina Domnului. Însă, în contextul acesta, Domnul Iisus spune: am dorit mult să iau paștele acestea împreună cu voi. Dacă vom citi la Epistola 1 către Corinteni, la capitolul 11, la versetul 23, acolo ni se spune despre cina Domnului și spune acolo: fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că cine mănâncă și bea din pâinea aceasta și din paharul acesta în chip nevrednic, spune acolo, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Însă, Domnul Iisus din nou spune: aș dori mult
doresc mult. Și de data aceasta să știți că Domnul Iisus dorește să fii cu El la masă. Dorește pentru fiecare dintre noi să fim cu El la masă. Și dacă se întâmplă ca viața ta să nu fie așa cum vrea Dumnezeu, acesta nu este un motiv să nu participi la masa Domnului, pentru că neparticiparea la masa Domnului înseamnă a te complace în situația aceasta și a amâna mereu, mereu. Nu asta vrea Domnul Iisus, dar Domnul Iisus nu vrea nici să participi în mod nevrednic. Care este soluția? Participarea și cina Domnului împreună cu biserica este mereu un prilej de pocăință. Și dacă se întâmplă ca viața ta să nu fie cum ar vrea Domnul, este momentul acum de pocăință. Domnul Iisus te vrea cu El la masă. Mă vrea cu El la masă. Și este momentul de cercetare în vederea pocăinței. Ăsta este mesajul meu din dimineața aceasta pentru cina Domnului. Iisus dorește să stai cu El la masă. Într-un chip vrednic, ceea ce înseamnă pocăința de orice păcat. Și aș vrea să avem acum clipe de cercetare și de pocăință în vederea apropierii de Domnul la masa Lui. Vă mulțumesc frumos! Amin! Ne ridicăm picioare și în timp ce fratele Teo și Ligia vor cânta, ne cercetăm în duhurile noastre. Și împreună cu frații pregătim cina Domnului. Amin.